Înaintea dumneavoastră, două steaguri înălțate. Ele ne reprezintă ca exploratori și club. Voi începe cu steagul exploratorilor și voi încerca să explic pe scurt semnificația culorilor și a siglei. Fondul alb înseamnă puritate. Dorim să avem curăția și neprihănirea lui Hristos în viețile noastre. Albastru semnifică loialitate. Scopul exploratorismului este să ne învețe să fim loiali lui Dumnezeu, părinților și biserici. Roșu semnifică jertfa, ne amintește de Hristos. Galben-auriu înseamnă desăvârșire, standard sau etalon. Ținta exploratorismului este aceea de a ne clădi caractere puternice pentru împărăția lui Dumnezeu. Trei laturi semnifică complet, desăvârșirea unității lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trei domenii ale educației, spiritual, mental și fizic. Scut semnifică protecția. În Scripturi, Dumnezeu este numit adesea scutul poporului său. Exploratorii au ales ca grupa lor să poarte numele Daniel. Deviza noastră este mereu cu Dumnezeu. Pentru steagul clubului Daniel, am hotărât să păstrăm culoarea albastru, care se simbolizează, după cum am amintit, realitatea. Priviți acum logo-ul. Fereastra deschisă, decizia neînfricată de a continua închinarea. Mâinile unite înseamnă rugăciunea în care păstrăm legătura permanentă cu Dumnezeu. Dincolo de fereastra deschisă, putem vedea natura, locul unde exploratorii pot descoperi creațiunea lui Dumnezeu. Sigla Explo, pe care am amintit-o, dar care are în plus, sabia simbolizând Biblia. Sabia este folosită în luptă, iar lupta este câștigată prin ofensivă. Noi suntem împotriva păcatului, iar arma noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Deoarece exploratorii sunt într-un număr mare astăzi, nu vom depune angajamentul unul de unul, ci îl vom depune în grup. De aceea, pentru începerea ceremoniei de investire, invit grupul exploratori să ne cânte imnul lor. Să-mi mă răstresc conștiința.
Domnul Dumnezeu, te iubesc astăzi ca explorator. Daniela, prin harul lui Dumnezeu te investesc astăzi ca explorator. Thank you.
Naomi, prin harul Domnului, te investesc astăzi la Israel.
Speranța care ne anima de seară până în soare de zi, nică sus. Nu uită să revină cum a promis iar din noi. Sunt semne pe întreg pământul, tot cerul așa putem vrea. Să l-am primit între cuvânt. Hristos va reveni curând. Noi vom fi gata în orice clipă și o permitem ca de plan să ne arunce risipă și să ne fie pe bară. Noi vom fi creși tot timpul ca sujetul și vom rămâne neîncetat explorator. Din tot, vom lansa biserică ca să putem vedea pe Dumnezeu. Astăzi folosesc
este o poartă spre cer. Poarta care o deschis doar cu inima, atunci când e plină de sinceritate. Acolo, dincolo de noi, găsește liniștea, ce ce aduce în suflet pace. Cer, sinceritate, dragoste, pace, cuvinte, 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 simple, dar totuși grele. Cum ne simțim noi între ele, străin sau ca lumea acasă? Puțin timp și umbrele serii se lasă. Este inima mea, este inima ta. Ceasomitul timpului bate, cu sunetul fiecare secunde, la inima mea, la inima ta. În acea zi, ce voi? Ce vom răspunde? Doamne, nu știu ce înseamnă cer, sinceritate, dragoste și pace. Înțeleptule maestru, caut dragoste adevărată.
Cum poți ști când am găsit-o? Maestrul l-a privit cu atenție, i-a zâmbit și i-a zis: nu-ți voi da răspunsul, dar îți spun că dragostea adevărată are trei calități. Ești gata să răscolești lumea și să cauți care sunt acestea? Da, a răspuns tânărul. După ce s-a despărțit de maestru, tânărul a colindat lumea în lung și în lat. După mai multe căutări, s-a oprit la o școală cu mare renume, unde a început să studieze, crezând că așa va descoperi calitățile dragostei adevărate. După ce a discutat cu profesorii și s-a împrietenit cu studenții, s-a îndrăgostit. Și așa a gustat și ce eșecul și dezamăgirea dragostei. După mulți ani de reușite și eșecuri, tânărul s-a întors la marele maestru. Acesta l-a recunoscut și l-a întrebat imediat: ai descoperit care sunt cele trei calități ale dragostei adevărate? Tânărul i-a răspuns că în toată umblarea lui a descoperit numai două dintre aceste calități. Spune-mi pe cele pe care le-ai descoperit, i-a zis maestrul. În primul rând, a răspuns tânărul, dragostea adevărată înseamnă dăruire totală. Răspunsul este corect, dar spune-mi și pe cea de-a doua calitate pe care ai găsit-o pentru dragostea adevărată. A doua este persistența, a continuat tânărul. Ai găsit-o și pe cea de-a doua calitate, i-a zis maestrul. Așa este, dragostea adevărată este veșnică. Când i s-a cerut să spună și pe cea de-a treia, tânărul a zis maestrul: aceasta este tot ce am învățat, pentru că doar că tânărul să găsească întregul răspuns, maestrul l-a provocat cu o nouă întrebare. N-ai vrea să mergi încă o dată prin lume și să cauți cea de-a treia calitate a dragostei adevărate? O, nu, i-a răspuns tânărul. Deja sunt foarte obosit. Am discutit din greu și am făcut un efort așa de mare până acum. Auzind acest răspuns, maestrul i-a zâmbit și i-a zis tânărului: nu trebuie să mai cauți, ai descoperit deja și cea de-a treia calitate. Pentru că dragostea adevărată înseamnă muncă asiduă. Cât de adevărate sunt aceste calități? Dragostea adevărată se dăruie pe sine. Este persistentă și se exprimă prin muncă și sacrificiu. Aceasta este și dragostea pe care ne-a dovedit-o Domnul Iisus. Amin.
Și așa a spus, înainte ca să mă cheme, le voi răspunde.
momentul ca să-i sprăbească vorba, îl voi asculta. E ușor, îl vei găsi mai... E simplu, îl vei găsi mai așa ce vrei. Așa că tânărul nostru își încheie căutarea, păstrând totuși în suflet speranța că adevărata dragoste îi se va descoperi cândva. În drumul lui înapoi spre casă, trecu din nou pe lângă banca unde se odihnise de dimineață. Și iată că acel Iisus era tot acolo. Părea că îl aștepta. Ai găsit până la urmă acel ceva cu dragoste? Nu, nu, gândele, ai avut dreptate. Dragostea este cineva, cel ce ar avea cerurile și pământul. Eu nu cred. Nu poți să vorbi, nu poți fi tu acela. Eu nu cred și mi-a luat doar 6 zile. Dar nu te puteai imagina altfel. Ești așa de plin. Oamenii cred că lucrurile se pot întâmpli prin forță. Mie mi-a fost de ajuns cu Dumnezeu. Deci tu ai murit pentru mine? Atunci Iisus întinse palmele. Privește, sunt semnele cu el. Tânărul privea înmormuit și încet, încet, fără să-și poată explica, în sufletul său s-a privărit sentimentul că a găsit ce căuta. O, Iisus, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Mă duc acum să caut pentru prietenul meu și să spun ce nu este în care. Stai miști, prietenul tău deja a plecat. A fost și el pe aici. Să mergem împreună.
citești cu ochii gândului și să înțelegi că frunzele poartă în flamătul lor speranța. Florile poartă în parfumul lor dăruirea, iar cântecul poartă în spre înalt dragostea. Uneori simți că trebuie să te oprești, să te oprești și să pătrunzi prin poarta visului, în lumea celor care nu e frunză. Și să înveți hărnicia, muzica te laudă și dorul de gheață. Să-ți conduci mâinile cu răbdare peste iarba măruntă stropită cu lacrimi de rouă și să înțelegi taina din cuvinte, pace vouă. Ia-ți timp, prietene, și nu lipsi de la sărbătoarea dimineții, doar așa vei înțelege ce este dragostea. Vei deveni mai bun și vei primi noi puteri pentru lume. Și nu uita, aceste cuvinte potrivite sunt pentru tine. Atunci când inima obosită, tremură și oftează sub nemărginirea durerii. Da, prietene, oprește-te, ascultă și meditează. Și vei înțelege de ce câteodată ai nevoie de schimbare și ai nevoie de dragoste. Câteva maxime despre credință și credința ascultă de făgăduințele lui Dumnezeu. Dar dragostea de poziție sale. Credința primește mila lui Hristos. Dar dragostea aducea primite la Hristos. Credința se ocupă cu lucrurile lui Dumnezeu. Dar dragostea de ale noastre. Credința intră și cuprinde. Dar dragostea de afară și oferă. Credința se poate face se aseamănă cu un cerșetor. Dar dragostea, de asemenea, unei persoane milostive. Credința preface pe om în Fiul lui Dumnezeu. Dar dragostea, dar dragostea dovedește dacă a ajuns acest stadiu. Credința se ocupă cu Hristos în Evanghelie, încadrat în harul și mila sa. Dar dragostea se ocupă cu Dumnezeu și cu aproapele. Tristețea, cunoștința și multe altele printre ele și dragostea. Într-o zi s-a anunțat că insula se va scufunda
așa că toți au început să-și repare bărcile și au plecat cât mai repede. Dragostea a rămas până în ultimul moment. Ea a perversat până în ultimul moment. Când insula era aproape a se scufunda, dragostea s-a decis să ceară ajutor. Bogăția a trecut pe lângă dragoste într-un vapor imens. Dragostea a spus, bogăție, mă poți lua cu tine? Nu, nu pot. Am atâta aur și argint, încât nu mai este loc și pentru tine. Dragostea s-a decis să întrebe vanitatea, care trecea și ea într-o barcă frumoasă. Vanitate, te rog, ajută-mă. Nu te pot ajuta, dragoste. Ești toată udă și mi-ai putea strica barca, a spus vanitatea. Tristețea trecea și ea pe acolo, așa că dragostea îi cere ajutorul. Tristețe, ia-mă cu tine, te rog. O, dragoste, sunt atât de tristă încât vreau să fiu singură. Fericirea a trecut și ea pe acolo, dar era atât de veselă încât nici n-a auzit când dragostea i-a cerut ajutorul. Dintr-o dată s-a auzit o voce. Fino, dragoste, te iau eu. Era un bătrânel. Dragostea s-a simțit atât de binecuvântată și atât de fericită, încât a uitat să-l întrebe cum îl cheamă. Când au ajuns în uscat, bătrânelul a plecat urmărindu-și calea lui. Dragostea, realizând cât de datoare este bătrânului, a întrebat. Cine m-a ajutat? Cine de fapt a fost cel care m-a ajutat? Era timpul, a spus cunoștința. Timpul? A spus dragostea mirată, dar de ce să-l ajută pe mine timpul? Cunoștința a zâmbit și a răspuns cu înțelepciune. Pentru că numai timpul este capabil să înțeleagă cât de mare și minunată este dragostea. Amin. Între 1 și 10 iulie sunt taberele de vară. C'est
cette année, ce sera donc pour les enfants de 7 à 13 ans. Aceasta, pour dintre 7 și 13 ani, sunt binevenuți. Plusieurs d'entre vous sont déjà inscrits. O parte dintre cei de aici sunt deja înscriși. Et vu le nombre d'enfants qui sont déjà inscrits. Se pare că 11 sunt déjà inscriși, 11. Mais en tout, on est déjà 80. Și cu toți din conferință sunt deja 40. 80. Donc, il faut vous dépêcher de secouer vos parents pour vous inscrire encore cette semaine. Așa că grăbiți-vă, mai sunt loc săptămâna asta, mai aveți timp să vă scrieți. Et ça me fera très plaisir de vous revoir là-bas. Și o să-mi facă mare plăcere să vă revăd acolo. Et avant, c'est les examens. Dar înainte mai puțin ca alte examen, așa că succes, mult succes! Dacă sunt întrebări, oricând sunt voiam să le răspundem. Mulțumim! Mulțumim, dragi copii, și Domnul să binecuvânteze. Așa cum m-ați spus, pentru Domnul să fiți. Pentru Domnul să fiți. Gata oricând! Și noi să fim pentru Domnul. Gata oricând! Pentru Domnul. Gata oricând! Pentru Domnul. Gata oricând! Amin. Pentru copiii noștri și te rugăm
personal, pentru a face alegeri împreună cu tine, pentru a merge către împreună cu tine, pentru a lupta împreună cu tine și pentru a fi bucuroși, fericiți, împliniți împreună cu tine. Ajută-ne să ne bucurăm în împărăția ta, să fim acolo și noi și ei, cu toții răscumpărați prin Sfântul Domnului Hristos. Credem că poarta este deschisă, credem că nici nu ne poate opri decât dacă noi ne oprim. Dar noi vrem să mergem acasă. Îți mulțumim pentru poarta deschisă a cerului, prin Domnul Iisus Hristos. Amin.